bam, 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 bam. Distinși consumatori de vloguri pe bază de mâncare, în vlogul de astăzi testăm pizza pasta. De la restaurantul Pinsa. Pinsa Romana. By Vero Pinsa. Mamma mia. Am luat două pizze. O pinse. Pe, aia, așa se pinsa e altceva decât pizza? Habaram, nu știu. Scria pinsa. În ăsta scrie pizza. Da. Georgiana, mă sabotezi acest clip, ce facem? Da, băi, dreptate, pinsa scrie. Trebuie frumos să te filmezi să spui că am dreptate, vreau să se vadă fața. Ai dreptate, fete, scrie pinsa. Bă, bune, chiar scrie pinsa. Fiți atenți. Probabil că este altceva. Pinsa. Am comandat din Taz și sunt șocat. Mintea mea a înlocuit pinsa cu pinsa. Bine că n-am locuit cu altceva. Haideți să vedem. Deci, paste. Am luat spaghetti, pomodori și cam atât. Sunt paste cu roșii și busuioc. Paste cu roșii și busuioc. Mamma mia. Și aici avem o pinsa, prosciutto e funghi. Asta ai luat-o tu? Da, am luat-o eu. Adică știți de ce spune asta ai luat-o tu? Pentru că el și-a luat diavola și nu vrea să-mi dea. Nicio problemă, domnul Sos, că nici eu nu-ți mai dau din mâncarea mea. E ok, stai liniștit. Ești pe cameră. Georgiana, liniștește-te. Aici avem spaghetti pomodori e basilico. Așa scrie adică acolo. Ce-am zis eu? Spaghetti cu roșii și busuioc. Bă, da. Georgiana, deci tu mă sabotezi. Trebuia nu, să eu știu meniul. Păi nu, dar trebuia să deschidem pizza asta cu tamtana, na-na-na. Tu ai efectiv ai luat-o și ai pus-o în fața aici. Ce e tare, dar am și spus cât de frumoasă este. Și am întrebat eu câteva vloguri dacă o concediem. Da, deci pinsa. Doamne și lor, pinsa. Așa arată. Asta este... Uite, m-am cerut unul picat și un dulce și mi-a adus două dulci. Mulțumesc frumos. Așa arată pinsa. Care arată ca o pizza. Dar nu este pizza. Este pinsa. Numai... Poci numele produsului. Și care e diferența între pinsa și pizza? Hai să căutăm până, să vedem care este diferența între pizza și pinsa, hai. La prima vedere, blatul pinsa, e cam la fel. Pizza. E la fel cu sos de roșii, niște mozzarella pe aici, sălămior. Este diferență, ci că difference between pinsa and pizza. The dough is made from a combination of soy rice and wheat flour, which makes Roman pinsa a much healthier alternative to traditional pizza. Adică din orez și din? Da, soia, orez și făină integrală. Adică blatul este ok. Da, the dough production process differs from the usual pizza as it's fermented for up to 7 to 2 hours and baked at a lower temperature. Deci este mai sănătoasă. Dar se și vede, uite, dacă te uiți la crustă, e diferită față de, vezi, are... Mulțumesc. Haideți, doamnă, să vedem. Haideți să vedem ce am. O să iau o felie din mijloc, că e mai moale. Mi se pare că are același gust ca pizza. Deci ai făcut aceeași față ca în clipul cu corean, cu puiul corean. Deci, același chip. Total neimpresionat. Nu! La modul că mă așteptam... Având în vedere că este altfel de blat, să fie ceva diferit. Dar nu mi se pare, că are același gust ca pizza. Dar e bună? A, da, e foarte bună. Mă referam doar la blat, e super bună. Georgiana, că mănâncă ceva bun. Eu eram un tripul cu blatul. Înțelegi? Și mă așteptam... Ce am zis noi în vlogul precedent? Așteptările sunt hoții fericirii. Hai noroc. Nu mai avea, frate, așteptări. Bucură-te de fiecare bucățică de mâncare, ca și cum ar fi ultima masă. Dar m-am bucurat. Avem un vlog interesant ăsta aici pe canal, domnul Jurnul. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja. Să știți că majoritatea clipurilor nu sunt așa de tensionate. Ce? Mi-ai luat? Am crezut că ai luat din pizza. Din pis. Cum era? Pisa? Pizza? Pinsa. Pinsa. Dacă nu zic eu până la final celălalt cuvânt cu pi. Ce-ai mâncat azi aia mare? O, diavola. Ok, bun. Bă, eu sunt foarte curios cu spaghetele, fai. Arată foarte bine. Asta sper că sunt spaghetti, nu spanghetti. Astea nu sunt botezate altfel, nu? Văd că sunt
homemade gen. Hai mă să vedem. Deci pastele clar sunt paste de astea de casă. Au o formă diferită de... Să focusăm așa. Ia spune-ți-ne, domnul soț. Ia zi, le lipsește parmezon. Au. E bun soțul de roșii. Textura lor îmi place. Un sau? Miros ușor dubios. Ia, da să miros și eu. Dar bună. Se vede că mănânci cu 7 guri. Dar miros? Ia, da să miros eu să văd. Nu vreau să te influențez. Nu vreau să mă influențeze, dar mi-ai zis că au miros ciudat. Adică, eu mi-am dat seama mirosul. Ce miros e? Însă nu vreau să o influențez. Nu miros a pește, clar. Georgiana și temerile ei. Nu e spart că miroase nimic. E un miros de ou, gen. Făcut de cu ou. Mie nu-mi plac. Nu-ți plac, nu? Ce la gust? N-am niciun gust. Bă, sosul ăla e bun. Nu e. Dar mirosul ăsta mănânce cu nu? Nu e. Bă, nu știu, voi ați pățit vreodată să familia voastră, mamele voastre, cineva din jurul vostru, a fiert vreodată vesela înainte să o bagi, să o spele? Știi când farfuri, pe vremuri, când farfurile erau atât de murdare sau ceva de genul, încât trebuia să le speli, să le fierbi înainte, știi? Da. Știi de ce zic, nu? Da, nu, nu. Fix mirosul ăla de oală cu... Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mirosul... E un miros dubios. Lasă mirosul, n-am niciun gust. Sos, hai mă, termină, că sosul ăsta e bun. Și n-are niciun gust. Care sos? Nu te rog frumos, filmează. Care sos? Mirosul nu mi se pare atât de pregnant, adică poate fi ușor ignorat. Gustul... E ok, nu e mult sos? Cred că dacă era mai mult sos, era bune. Nu? Hai să ne împinsa. Nu. Și spun și de ce. A. În primul și în primul rând, sosul nu are gust pentru că nu are gust. Este doar sos de roșii cu niște busuioc proaspăt. N-au pus niciun condiment să pună sare, ceva în el, să simți că așa e, nu știu, puțin usturoi poate ar fi mers. Nu are niciun gust. E ca și cum mănânci paste tăieței, că fix textura de tăieței. Știți cum fac bunicile tăieței de casă? Fix textura aia, doar că nu sunt tăiați așa, sunt făcuți probabil la mașină, cu o urmă de sos. Nu. Eu sunt super fan paste, adică știți că atunci când dau peste niște paste bune, bă, sunt bune. Dar astea nu. Ok. Hai să ne pizza. Că se arăcește. Păi eu am mâncat de aici, trebuie să mănânci tu de la tine. Cum ți s-a părut? Te-am filmat când ai reacționat? Da, am zis că e bună. A, așa, am uitat. E bună, doar că eu eram setată pe aluat și nu mi s-a părut că nimic diferit față de un aluat de pizza clasic. Mie mi-a șters mirosul ăla, mi-a șters multe. Dar mi-a luat o gură. Da, eu mănânc, frate. Da, știm. Mirosul e ok. A început și Marian să miroasă mâncarea. Nu e adevărat. Eu miros mâncarea și spune lumea în comentarii că sunt fițoasă că miros mâncarea. Asta poate că nu mă filmez când miros mâncarea. Ce miros mâncarea? Când mănânci, mănânci cu ochii, cu nasul, cu gura. Eu mănânc cu toată fața, după cum ați observat. Bă, pizza e... E bună. E... E o pizza normală, nimic special. E o pizza normală, nu e o pizza extraordinară. Mă așteptam după cum arată. Am văzut că de obicei când îți vine o pizza de asta, bă, tăticule, zici că e bombă. Bă, uite, iau bucata asta care. Mie mi se pare că ele arată foarte bine, dar lipsește ceva, dar nu dau seama ce. Lipsește ceva? Mă, sala mare. Nu, dar se vede, și ingredientele se vede că sunt de calitate, adică îți dai seama după cum arată că nu sunt chestii ieftine, dar ceva, nu știu, nu dau seama ce, cel puțin la pizza mea, e bună, dar nu e cea mai bună. N-am gustat de la tine că nu mi-ai dat să nu mi-ai dat băie. Hai că-ți dau ceva. Dar să știi că prețurile sunt măricele pentru ce oferă, o să vă spun eu prețurile. Nu știu ce înseamnă că Georgina mă filmează strâng. Nu că eu aș fi foarte drept. Bine, te filmez bine.
Este dreaptă camera. Cred că o să repare situația. Bă, sosul e bun. Rugămintea mea e direct cu sos. Nu, domnule, vreau să gust mai întâi fără sos. De ce? Hai să iau colțul ăsta. Că tu oricum nu mănânci colțurile. E, nu mănânc. Mănânc de toate. Ce se întâmplă, doctoare? Vezi că o să fac ăștia colaj cu fețele tale și pulbănet. Am dat de ceva picant. A. Foarte picant. Și am luat o gură mare și am... A. Tars. Uite-te, ca să vezi ce sufelie asta de salam. De-aia e pic, de-aia e diavola. E incendiu. Și am luat gen Lida mai gură. Dar vezi, mă, apropo, uite, ai decopertat-o acum. Vedeți, e pâine, o mână de sos și astea, adică nu... Nu e foarte complexă situația? Mi-a fost foarte inteligent acum. Aia ți-a intensificat. N-a fost bine. Hai, mă, să facem cum zic eu. Fii atent, ascultă-mă pe mine. Iau cu sos. Iau cu d-asta. Ia. Ia ca asta, te rog eu frumos. Fă ca mine, mai ascultă și de soțul tău. Că așa ți-a nu zis vreau să ascult. Preotul la biserică. Nu vreau să ascult, sunt rebelă. Ce e foarte mult sos din ăla picant, dar nu... Nu e picant, e dulce. A, pe... Parcă asta, ți-o las, Simon. Mă, sting eu cu sos dulce, să vezi. Dar pune, mă, Georgiana, mă, din belșug, mă, neacu, mă, în sos acolo, să plângă. E bună cu sos, da. E? Sosul chiar o repară. Și fără sos cred că e bună, dar eu n-am avut cum să-mi dau seama pentru că am luat o gură de ceva picant. Bă, da, salamul e foarte bun. Bă, e bun salamul, da. Ia să gust și dintre-a mea. Mi s-a părut puțin seac așa, fără sos. Dacă știi că eu mănânc de-asta, e prezidențial, eu mănânc fără... Tu mănânci și doar miez. Da, nu mănânc colțul că nu vrea să mă placă soaca. Da. Așa, ia să vedem. Te place, bine. Mă place suficient, nu? Ia să vedem aici. Filmează-mă. Kerida, por favor. Nu o să-ți placă așa, ne. De ce? Că nu o să-ți placă. Hai, că mă iau o gură fără sos. Bă, și care e fața? Nu e o pizza rea. Dar nu e spectaculoasă. Cum ai zis și tu? E o pizza normală. Acum, îți dau dreptate ce zici. E o pizza normală. Mă așteptam. Știți de ce? Prețul e destul de mare și o să vă spunem imediat prețul. E din cauza aluatului. Da? Da, da. Bă, sosul ăsta e delicios. Sosul ăsta ar trebui să-l pună și peste... Păi poate au pus, dar n-au pus destul. Pare că e bună cu sos. Uite și nu. Cât de bine arată. Și luată ceva sosul ăsta și le-ai înnecat aici. Vrei să nu ținești fricou. Că ești talentată. La asta e talentul tău principal. Eu sunt o permanentă reclamă la Persil. Pe o reclamă umblătoare. Doar că, din păcate, multe haine ies doar cu foarfeca. Dacă pizza asta e sănătoasă, așa cum zic ei. Bă, nu știu cum zic ei. Eu am citit pe net. Nu știu dacă ei fac rețeta așa cum zice acolo pe net. Pe internet. Înseamnă că merită să zic așa. Că e o pizza e o pinsă. O pinsă. Pinsa e o pizza bună. Care, dacă e mai sănătoasă, e foarte bine. Pe fundal a fost mașina de spălat vase. S-a terminat, ca să știți ce s-au zis pe uit. Nu știu dacă mai comand de la ei. Adică dacă o să le mai dau o șansă. Eu știu sigur că nu o să mai comand. Însă nu sunt dezamăgit. Adică sunt pizzerii mult mai bune în București. Și am filmat vreo 5-6 aici pe canal, de le-am lăudat noi de-a lungul timpului de tăia ce le-au luat. Păi de asta zic. De ce ai comandat dintr-un loc în care n-ai fost impresionat când ai atâtea variante unde a fost super bună pizza? Dacă mi-ai sănătoasă. Mai mă lasă-mă cu viața. Nu mă simt prost. Da. Acum o stau pe canapea și o să zic, mamă, ce fit sunt. Da, da. Da. Și mai o gură de Pepsi. Asta e concluzia. Aici nu e Pepsi, e apă din izvorul nemuririi, vieții, tinereții și altele. Da. Asta e concluzia mea. Să știți,
O să-i dau un 4,25 la paste mapții. Note? Eu la paste dau 2. Dar de ce să mă abțin? Că le-am gustat. Am o părere. Sunt două variante. Unul, Georgiana, ori nu citește deloc comentariile pe aici sau la pachet, ori chiar nu-i pasă de aceia dintre voi care o critică și zic că e nesuferită și că e jurea la master și a zis... Eu atins să cred că e a doua variantă. Literalmente nu-i pasă. Este o persoană foarte sinceră și credeți-mă că eu mă lovesc de sinceritatea ei în fiecare zi. Și apreciez sinceritatea ei și n-a schimbat-o cu nimic pe lumea asta, atât sinceritatea cât și pe Georgiana. Nu le-a schimbat. Sunt ce trebuie din punctul meu de vedere. Da. Cred că e frică să nu-l vadă cu ce închide. Să știți că dreapta ei nu e atât de puternică pe cât ați crede. Te doare, dar îi dă un 4 să știi ce așa. Revenind. Da, nu-mi pasă, așa este. Dacă nu vă place de mine. Trebuie să fiu sinceră, mă. De ce să mint și să spun că ceva e bun și după aia voi să cumpărați și să spun a care mă, aia care au spus că e bună mâncarea și de fapt e nașpa pe ta. Lasă-mă că știu că le-au trimis aia mâncare pe mocanu, no. Frate. Nu, spune-mă adevărul. Când mâncarea este bună, este bună și știți că o lăudăm. Când mâncarea este nașpa, este nașpa. Și diferența dintre mine și Marian este că, da, într-adevăr, eu sunt o persoană mai mofturoasă din fel. Marian este o persoană care mănâncă mai multe chestii și atunci el este mai indulgent. Revenim la note. 2 pentru paste, iar pentru pinsa o să dau 4. Mi se pare o notă corectă. Nu este un produs nașpa. E un produs average, normal. Nesurprinzător. Numele e cel mai surprinzător lucru. O să spun imediat prețurile, dar nu înainte să vă spun o chestie apropo de faza asta cu sinceritatea noastră aici pe canal. Ați observat că atunci când avem campanii, gen vine la noi un brand și ne zice, băi, faceți clip despre asta, nu mai dăm note. Asta pentru că există riscul să noi să nimerim, pentru că și știu când ne trimiți și ne trimiți ceva extraordinar, așa, ai părut că sunt foarte atenți ca mâncare să fie extraordinar, și poate când vă livrează bouă, poate uneori mai dau și ghearele și nu vreau să fie la modul, bă, voi ați dat 5 și a fost de 1, știi? Așa că încercăm să ne ținem echidistanți pe cât se poate atunci când avem chestii pe rând. Dar zic că nu sunt foarte multe aici pe canal, dar din când în când sunt. O a doua chestie, am primit zilele trecute, ieri, cred, o propunere de campanie cu un brand de pizza ceva care, whatever, și a fost o propunere la modul testați 5 pizza și pizza asta și la final faceți topul locul 1 pizza asta, iar apoi celelalte pizze, cum credeți voi, cum vi se pare vouă? Și nici măcar nu am răspuns la mailul ăla. Vă rog, spuneți-mi că sunt neprofesionist, nici măcar nu am răspuns la mesajul respectiv. Asta pentru că mi se pare profund jignitor să vii la cineva și să-i zici îți dau bani, dar zici chestia aia e cea mai bună. Bă, frate, dacă îmi place mie, da, o să zic că e bună. De asta când am avut campanie cu ketchup-ul de la Vălenii de Munte, fiind un produs nou lansat pe piață, ne-am zis trimiteți-mi înainte să văd cum e, ca să văd dacă mă bag în campanie. Și mi-a plăcut. Ăla dulce este senzațional. Noi chiar respectăm audiența noastră. Dacă vreodată dăm vreo gherlă, zicem că aia a fost bună și nu e bună, total nepremeditat, n-a fost nimic plănuit. A pur și simplu nouă ne-a plăcut sau noi am nimerit ceva bun și alții n-au nimerit. Deci, vă rog să mă credeți că noi aici pe canal chiar vă respectăm. Știu că poate unii dintre voi aveți niște păreri preconcepute vis-a-vis de noi. Noi chiar vă respectăm și n-o să o ardem cu vrăjeală de aia de 2 lei. Oh, pizza asta e cea mai bună! Știi? Nici măcar să nu semnalizăm că e campanie. Nici mai vorbesc de alți creatori de conținut care fac chestia asta. În fine, gata. Asta am vrut să zic, am vrut să-mi iau de pe suflet. Soția spune prețurile să săvârșim călătoria. Sunteți pregătiți? Pinsa diavola. 59,5. Încățe sufletul tău viață. E mai scumpă decât la pâine și vin, mă. Am ușa de la pâine și vin cu mie, frate. Pinsa prosciutto e funghi. Ce am eu? 52 de lei. Spaghetti pomodori e basilico. Băi, 44,5 de paste cu sos de roșii și busuc. Dă-o încolo de treabă. Da, mi-e rosul ăla. Și sosurile sunt 5 lei bucata. Total 171 de lei. Că, da, am avut și... A costat ceva. Nu merită banii din punctul meu de vedere. Poate voi puteți încerca să o faceți părerea voastră. Poate voi nimeriți un lot mai bun. Nu știu. Noi v-am spus părerea noastră și am încălecat poșa. Și v-am spus povestea așa.
Noi v-am spus super sincer și încă o chestie. Noi ne plătim mâncarea de fiecare dată. Adică nu primim mocăciuni. Doar când sunt campanii ne trimit brandurile. Că na, e campanie, dar credeți-mă că noi nu stăm în aia 100 de lei. E, acolo e vorba de cașcaval, altceva. Și semnalizăm ca atare. Nu facem mocăciuni. Când mergem în localuri, plătim. Chiar dacă patronii uneori zic, hai să vă... Nu, plătim. E de bun simț. Atât de simplu e pentru noi. Știu că poate nu credeți, dar așa suntem, așa funcționăm. Facem chestia asta de foarte mulți ani ca să ne mânjim la câteva sute de lei. Bun, am stabilit această informație. Chiar mă bucur, a fost un clip de tip confesional. Asta pentru că ai spus tu că mie nu-mi pasă de ce spun oamenii în comentarii. De aici a pornit. Păi da, că... Bă, da, unii să fiu al dracu, dacă nu... Da. Bine. Ăsta a fost vlogul. Vă pupăm. Rămânem cu această pizza normală să terminăm. Pinsa, pardon. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Crăciun foarte fericit. Ne vedem câteva zile. Peste câteva zile. Uitați-vă și pe canalul nostru Ionești ca să ne vedeți acolo în acțiune. Să vedeți mai multe mofturi dintre ale georgiane și mai multe glume proaste dintre ale mele. Și desigur, factor de adorabilitate 1, să și ca factor de adorabilitate 2, Noel. V-am pupat, vă portofel, gata, besitos, besos, pa!